Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Thank you. Thank you. Mă, ușor. Eram tare fericit pentru că știam că am plecat primii de acolo, că am luat mașina bine. Totul pare așa, să fie bine. Hello, sir. Hello. We bring you a present. Am livrat capățâne și am vrut să plecăm. Și ne-a spus că trebuie să ne dea și un plic. Livrați capetele de oaie și luați loc. La una dintre mese, înainte să primiți următorul plic, trebuie să încercați această delicatesă. Nu veți afla noua destinație decât dacă terminați toată cu farfuria. Poftă bună, Țuca, mă aștept la ceva groază. Mâncați tot din farfurie și apoi mergeți mai departe. Ce să vezi? Păi, nu cred asta. Oh, știi că eu nu mănânc oaie. O să mâncăm acea căpățână preparată cumva. Trebuie să terminăm partea. Băieții în spate s-au și apucat să o spargă, fiindcă auzeam asta, dar nu voiam să mai aud. Nu asculta. Mi-am pus și eu mâinile la urechi, la ochi, unde puteam, dar... So we have to eat this? How you eat this? Un cap întreg de miel. Desfăcut în două. Creier pe acolo, ochi. Na, toată căpățâna era preparată. Limba. Și noi trebuie să mâncăm tot. All? Mega scârbos, pentru că pute, simți mirosul ăsta de miel, nu pare a fi preparat așa foarte bine. E o chestie fiartă mai degrabă. Tot capațâna fiartă. Mănâncă cu totul. Tac din gură, nu mai fot din astea. Măcar nu mai urla, da? Tac din gură. What more? Nu mai potrește. What more? What all? More, all. De obicei, când ai de făcut ceva scârbos, trebuie să te abții să produci foarte multe sunete, pentru că orice simți amplifică senzația aia. Te rog, încearcă puțin, da? Băgam în gură și încercam să nu aud pe ea care făcea... Deci voiam cât mai puțină informație despre alimentul ăsta. Cu atât reușeam da, să înghit. Dar din păcate nu putem să avem tot confortul acolo. Eu da, chiar nu am vrut zis, asta era strategia mea. De fapt? Nu avem cum să mâncăm tot. Ce mai e? Și cred că a mai venit un echip. Hai, Emile! Te secure de rând! Ia uite, au mai venit echipe. Am luat peste repede de mână și am tras-o și ne-am băgat înainte lor. Am stăit în față cu mâna pe Steagsbank. Am zis, stați, fata, că-mi loviți melul. Da, mama! Hello, okay. Hello! Am predat capetele de mel. Și am primit plicul roșu. L-am deschis. Și mai bine nu-l deschideam. Nici bine n-am apucat să mă așez la masă, că deja l-am văzut pe domnul acela care... Haide să stăm cu... Uuuu, ce curge din el, f***, să fie. Da, ce nu mai vorbi, te rog. Îl tăia pe jumate, cumva, așa... Când am văzut că îl pune pe farfurie și se îndreaptă cu el către noi... Și m-a pus și plânsul, dar instant. Nu m-a putut uita. Oi de p***a! Era un plâns de groază. Știam că eu nu o să fac față. Nu pot să mănânc așa ceva, pur și simplu. Era creier, limbă, ochi, dinți. Tot? Și dinții, și astea? E, dinții, cum dinții? Cum să mă știu? Limbă! Nu pot! Las că o mănânc eu. Nu te uita și nu mai vorbi, te rog. Eu, în general, nu mănânc
chestii de genul ăsta. Deci n-aș fi încercat în viața mea, mâna n-aș fi pus-o. Dacă n-am văzut că Lidii s-o bloca și era îngrozită, am zis ok, deci n-am șanse cu Lidii, că o știu. Nu te uita la mine! Nu te uita! E la spală? Nu știu ce ai mâncat prima dată. Limbă de miel. Prima dată am mâncat limba. Doamne, dar nu era doar limba, că după aceea mai venea așa o chestie gelatinoasă. Deci limba am reușit cumva, mi-am băgat-o direct în gât, am reușit să-mi bag, după aceea am simțit chestia aia în gură. Nu te uita la mine! E nu pizza. Te uita! Nu-i pizza. Bai pizza, mâncă pizza. E tort. Mâncă că e tort. Merge cu sare. Că din sare reglez tot, am băgat pâine multă și am mâncat prima dată creier. Hai, Emilia, ajută-mă și tu. Eu am zis că nu pot să fiu un coleg atât de rău. Am luat așa o bucată de pâine, am luat cealaltă parte de creier, am uitat să-i pun sare și am băgat-o în gură. Nu vreau să mai vorbesc de aici. Nu pot să mai vorbesc de aici. Ce vară. Ia lămâie. Ok? No. Nu! Nu, ok, nu! Sunt oameni cărora le place super mult treaba asta. Ei, mie nu-mi place, nu îmi place, nu pot. E bun, da? What? Stai că mi-arată și aici, what? Ce? Ochi, boss, ochi, trebuie să-i mâncăm ochiul. Cum să mânci ochiul? Da, mi-așa mi-arătă. Erau și băieții în față care auzeam cum le venea așa să vomite, îmi venea și mie. Nu pot. Nu puteam să înghit că simțeam că vomit. Și știam că dacă vomit, vomită și ăsta. Și după aia, pa, probă. Trebuie să mâncăm și ochii și ceva din piele de pe fața aia. Lămâie, mai adune lămâie, te rog. Și am luat ochiul în mână. Nu pot să mânc așa ceva, n-am cum să mânc așa ceva. Ce mai am? Asta, ok. L-am înfășat în salată și ce mai era acolo în farfurie și am încercat să-l bag în gură. Nu pot, e ok. Pot. În momentul în care am atins cu limba, era și gelatinos și călduț așa. Nu pot, e ochiul ăsta. Am avut un blocaj psihic și n-am putut să trec peste el. Bacă cu ceapă și cu salată. Ce e ăsta, boss? Limba. Tongă. La limba a fost ceva deosebit. Am băgat ceapă. Pum. Mâncare propriu? Mâncat. Dacă n-ar fi avut Esti acest curaj să facă asta, eu cred că stăteam acolo până mâine dimineață. Ultima plecam. Scoate-l tu. Ochii au fost ceva deosebit din nou. Cu multă ceapă și salată și apă după... N-ai amestecat, da? Am amestecat puțin, am rupt un jumătate. Ce mai avem de mâncat? Nu vreau să-l întreb. Nu, dar nu vreau nici eu să mă întrebe nimeni nimic. Hello, ma'am. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland.